A treia oară am venit pentru că eu am dorința să evoluez și eu simt că după fiecare retreat este un nou nivel. Eu am venit anume pentru ca să depășesc anumite frici, ca eu să pot să ajung la un alt nivel, să pot să mă dezvolt mai mult, atât personal cât și profesional. Și ca să am parte de experiențe noi, experiențe transformaționale. Și fiecare retreat mi-a oferit ceva nou. Și eu am simțit evoluarea atât a mea cât și a retreat-ului. Și de fiecare dată sunt elemente noi care adaugă ceva special. Dă un nou challenge, un nou obstacol care tot trebuie depășit ca să înțeleg totuși câtă putere am eu, câtă putere noi avem în noi și că până la urmă nu este atât de greu de depășit fricile noastre, pur și simplu trebuie de acționat. Și retreat-ul dă acest timp și spațiu anume pentru a te gândi ce-ți dorești tu cu adevărat. Îți dă o pauză ca să evaluezi viața ta, să înțelegi, ok, care sunt pașii pentru următorul nivel. Și de ce? Eu am venit a treia oară la retreat. Mersi din suflet. Da, Mersi că cu ești drag. cu Mersi.